Totul s-a petrecut în noaptea de duminică spre luni. Tânărul de 28 de ani a povestit astăzi reporterilor Daregin TV că se întorcea acasă când a fost oprit de bătrânul de 83 de ani. Acesta i-a cerut să întrețină raporturi sexuale. Au zis că o rău ce ca să mă duc să îl las să... Mi-e rușine să spun. Așa și? Fiind în stare foarte mare de ebrietate, probabil că am ajuns. Așa. Deși e cunoscut prin sat cine e și ce face, ce fel de unii. Tu îl cunoșteai? Normal, îl știe toți. Tânărului îi pare rău. Spune că era sub influența alcoolului și trebuia să se gândească de două ori înainte să accepte propunerea bătrânului, cu atât mai mult cu cât acesta este cunoscut în sat. Procurorii au însă o altă părere. Ei au intervievat martori care susțin că bătrânului nu i se poate reproșa nimic. În noaptea de sâmbătă, de duminică spre luni, 23 spre 24 mai 2010, o persoană tânără, în vârstă de 28 de ani, din localitatea Solovăstru, a pătruns fără drept în curtea și locuința unei părți vătămate, bărbat în vârstă de 83 de ani, din localitatea Solovăstru, după care l-a forțat prin amenințare și constrângere să întrețină raport sexual de două ori cu partea vătămată, raportul sexual fiind oral. Este cunoscut ca antecedente penale care nu atrag starea de recidivă. Două luni cu suspendare pentru infracțiunile la regimul rutier. Judecătorii au decis astăzi ca tânărul să fie cercetat în stare de arest preventiv pentru 29 de zile. Cercetările sunt asupra infracțiunilor de viol și violare de domiciliu.